Bună ziua! În momentul de față oamenii sunt în mijlocul străzii, pe trecerea de pietoni. Ar vrea să nu încalce cumva nici legea, însă în același timp să-și facă și auzite nemulțumirile, astfel încât au început să blocheze drumul, pur și simplu mărșăluind pe trecerea de pietoni. Este un drept al lor să treacă strada, spun ei, însă pur și simplu se învârt în cerc în momentul de față, trec de pe o parte pe alta. Este vorba despre aproximativ 50 până la 70 de persoane. Toate sunt nemulțumite. În această dimineață au venit din nou pentru a treia săptămână la proteste în fața combinatului. Ei sunt supărați că nu și-au primit aceste salarii compensatorii, nu mai au ce să pună efectiv pe masă, nu mai pot să trăiască, spun ei. Copiile cer de mâncare, datoriile i-au invadat, iar cei de la care au împrumutat banile cer înapoi datoriile. Așa încât oamenii au hotărât să iau această măsură radicală, să blocheze drumul care leagă Clujul de Târgu Mureș, aici în Câmpia Turzii. Oamenii sunt hotărâți să rămână pe această trecere de pietoni până când li se va răspunde la aceste cereri.